următorul sketch nu a fost utilizat niciun cuvânt necenzurat. Niciunul. Imaginați-vă situația. O pereche, fata și cu băiatul într-un bar de sucuri din Chișinău. Din cauza problemelor tehnice legate, legate de microfon, fata e mută. Așa-ți. Bine, găsită! Știuți așa la mine? Un cuvânt nu pot schimba cu tine. Bună ziua, bună seara, bine ați venit la barul nostru de sucuri. Ce suc ați dorit să mă dați? Da, e... Ce sucuri aveți? Avem suc ananas, suc abricos, suc avocado, suc apelsin. Ai lăsați-ne meniul noi acum și alegem. Da, da, nicio problemă, da. Tu și suc ai spii? Mie suc ananas, domnișoare, suc apelsin. Suc ananas, suc apelsin. Da, o trebuie, așteptați, da. Ați bine ori nu? Poftim suc ananas, suc apelsin? Mersi mult. Tu și suc ai adus? Suc ananas, suc apelsin? Ăsta-i suc ananas? Ăsta-i suc avocado? Doamne, ce suc ați comandat, așa suc am adus? Mai pe manager. Manager. Citaș. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Bună ziua, eu am comandat suc ananas, suc apelsin. Eu mi-au dus suc avocado, nu plus suc apelsin. Tu ce suc ai adus? Suc ananas, suc apelsin. Dacă este suc ananas, dacă gustați, el e suc avocado. Tu ce suc ai făcut? Fresh! Este fresh? Da. Mi-am trăit sucul ăsta. Și tași, și tași, mă nerviască! Nu ce scuze, nu ce cerem din bani, poate e trăit sau de comandă, sau trăit ceva să serviți. Da, duceți-mi cașă. Dar mama, ca cașa să fie caldă. Că cacându-mă, ce-ai făcut-o? Care am cap ieri era așa un gust de cacându-mă, doamne mă ia. Eu m-am săturat. Eu m-am căcat să cacăți oameni bolnavi. Ce te faci căcață în buzunare? Dar mă fac căcată în buzunare! N-ați 20 de lei! Hai, fac, sub acasă-ți bine!